Anca, ori pleci tu, ori pleacă el, din două una decideți ceva, mă așa ce vrei să mai spate asta? Dar nu să stai doar în casă la tine aici, fă-i ceva ce faci, înțelegeți-mă, vorbiți și faceți, înțelegeți și salută și mai dacă eu un special nu mă bag, n-am eu pierdut să mă bag, dar am avut multe suferit cu mama ta și cu taică tău din cauza voastră, da? Înțelegeți-mă aici, apoi ce vreți că eu nu mă înțeleg cu nimeni. Eu nu mă înțeleg. Eu dacă vreau să de cineva, eu iau de cineva. Când vine mie, nu am, acum nu am timp. Să ne dă casa, nu dăm câte galbeni. Să ne dă casa. Da, 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 e schimba nu pe tot. Vorbiți pe cont, merg și de acolo să ne dă. Nu așa. Să decidă să ne dă casa, când galbeni îi dăm. Nu, 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 trebuia să evit orice scandal. Am suferit și am stat. Am înghițit orice vorbe, da? Tu pentru o să evit și pentru copii mii. Când îi luau eu decizia, vorbesc pe contul meu și aflați tot... Nu i-am venit, am auzit că aduci altă mâine peste tine. Ce faci tu cu mâinile aia în casă peste tine? E corect? Dar nu i-am mai dacă e ca să-ți faci, să duc acolo. Păi i-am pleat. Să spun aici ce fac eu atunci. Vedeți atunci, surpriză. Atunci vedem tot. Uite, nu, să noi nu suntem de acord. Eu nu fac înainte ce se întâmplă. Ce vrea de mine? Noi nu suntem de acord. N-ai cum să spună, nu-i în casă aici, acasă. La mine în casă nu vine niciuna. L-am primit pe el, l-am primit și atât. L-am primit pentru că avea și el dreptul să stea într-o cameră. Nu puteam să scot eu afară, că era toată casa mea. Era casa lui tău, doar pe numele meu ea, era tot. Nu poate să se înfoare cu față de copii mici, să-i fie rușine. Dacă îl ducea din altă parte, la un apartament, nu trebuie. Nu trebuie să aducă din casă, să aducă ce nu e. Dar și în cam ce face, mă? Ce face? Cu mine ce face? Uite, eu ce face? Dacă mai te dau, să ți spune în continuare. Prieteni? Bună seara! Am terminat pe afară, am terminat cu curcanii, cu cocoși și am auzit, le-am tăiat. Lasă, înainte de filmarea asta de acum, am atașat filmarea de când a venit Boco, mama ta, Silvia, și ați discutat ce ați discutat. Eu sunt concentrat la treabă, filmat, că mâine nu mi-am zis, a filmat Alex cu telefonul tău, că eu n-am fost acasă.
Da, cu ăsta, că eu n-am fost. Și nu știam. Da. Eram prea nervoasă și nu mi-am dat seama dacă Alex s-a filmat sau cineva. La mine se văd ochii roșii. Diavolul se regrăni. Chiar eram prea nervoasă. Că a venit mama, m-am trezit cu mama. Ce au discutat? Ce? Că eu nu Alex, stai jos să spun. Nu a fost. Eram cu copii aici. Eram cu copii agitată, cu Leonardo, că am mai spus în... Am mai povestit pe contul ăla cu Alina Maria. Cu Albina de la Strehaia, că sunt cu Leonardo, că mama lui era plecată să dea de permis, lumina a mers, i-a dat stai ales cu blițul ăla. Cumva și eram nervoasă că nu mi-am terminat treburile și eram agitată. După aia, când au venit lumina cu ursul, m-am trezit că a venit Silvia cu Bobo, cu mama, peste mine aici. Nu eram pregătită, nu au sunat, n-au spus nimica. Că eu nu le sun, că eu nu le anunț nimica, nu le spun nimica. Au venit să vadă că mama e agitată, că are tensiunea mare. Că nu o sun, că nu mai spun. Dar am vrut să nu mai comunic cu ei, să mai vorbesc. Pentru că mi-au zis multă lume, mi-au dat comentarii, mesaje foarte multe să nu mai vorbesc cu ei. Că pentru că mă agită și fac mult mai eu. Nu-mi fac niciun bine. Ăstea când am văzut că nu mai am sunat, n-am mai luat legătura cu ei, am văzut niște apeluri pe telefon. M-a sunat Silvia, de fapt a pus-o mama să vorbească cu mine și n-am răspuns. Că eram agitată cu copiii pe aici, să punem și noi becuri pe afară, că am arătat pe contul meu. Pe bun, de ce au venit? Ce au zis? Că ce am venit să fac? Și? Că Leo, dacă sunt soara aici în casă, eu ce fac? Unde fac sărbătorile și eu ce o să fac până la urmă? Că eu nu m-am mărit, că eu așa, că... Ce o să fac eu, că mama nu mai are răbdare, că are tensiunea mare, că moare, că nu știu ce. Acum s-au gândit la mine toți. Mai de mult nu se gândeau la mine, acum le-a venit toți să le pare rău de mine acum toți. Și ce au zis? Ce au stabilit? Au început să sperie, acolo m-am luat cu ei în gură. Dacă îmi dă, a zis Boco, cu fratele meu Boco, că nu știi, că Boco, alaltul, al mic. Sică al mare. Așa. A promis că 200 de galbeni la Leo să plece din casă, să mă lasă liniștită, să nu mai am stres, da? Să pot să stau lângă din poț, să pot să stau liniștită, cum stăteam înainte, de fapt. Dacă nu dă el 100 de galbeni, să dea Leo. Mie să-mi iau un apartament, să-mi iau o garsonieră, da? Să pot să stau liniștită. Vreau liniște, fără stres, fără scandal. Acum să vedem care face treaba asta. Păi și au stabilit ceva până la urmă sau nu? Nu știu, pentru că am plecat și m-am enervat. M-am supărat puțin pe mama, am plecat de acolo și nu știu ce au hotărât. Trebuie să vorbești cu tatăl. Să întreb, să vorbești pe Bocu, să vorbești cu el. Sau să ne uite pe YouTube, că am văzut că au fost multe camere de filmă pe acolo. Dacă mi-aduce galbeni, să-i încer la manet, să fie galbeni, aur, de 24 de carate, nu așa vrăjări de alea, cu euro falși, cu... galbeni alea. Vreau aur adevărat, aur curat. Adică să-ți dă 100 de galbeni și de acasă. Da. Dacă el dă 100 de galbeni, Leo să plece, Leo să mă lasă liniștită. Dacă Leo să-i oferă să-mi dea mie 100 de galbeni, să plec eu, să-mi iau o garsonieră, da. Și ne înțelegem frumos, fără scandal, fără nimic. Asta e. Am înțeles. Prieten, cam atât pentru seara asta. Postăm înainte filmarea cu discuția cu ei. Am vorbit cu ea cam rece. Când am văzut-o în casă, aproape gol, în frig, au adus-o Alex, pe mama. Au adus-o pe mama în frig, în care trebuie... Alina, închide ușa, te rog eu, Alina, vină ca mami. Vină ca la baba. Vină ca. A venit mama cu fratele meu aici, cu Silvia, în care trebuia să facă Leo gestul ăsta. Tata, când a murit, n-a venit Leo să întreabă pe mama ce a făcut, ce s-a întâmplat cu tata. El nu a mers la ei. Era frică de gripă, de pandemie. Și a venit mama, care era în doliu. Îmi pare rău pentru mama mea, că am luat-o cam tare așa. Am zis, mamă, ce se întâmplă? I-am zis, de ce nu stă el liniștit? De ce se agită? De ce își face probleme? Pentru că de când i-a făcut fratele meu cu Silvia, i-a făcut cont de YouTube, au nebunit-o pe mama. Nu mai are liniște, nu mai doarme. Da, o să-ți dau vreo concluzie. Nu știu nimic, pentru că i-am lăsat în scandal ce au făcut acolo, nu știu. Uite-te și tu pe contul tatăl. Mă uit acolo. Pe contul lui mama de la Strehaia, ce s-a întâmplat acolo pe gol? Pentru okay. Că eu am plecat. Am plecat la bucătărie, m-am enervat, am pus apa să tai curcanii, niște cocoși. Pentru că trebuia să-i tai.
Nu aveam cum să-i las așa, să steam bine, să moară pe acolo. Bine, prieteni, ne vedem mâine, începem pregătirile pentru Revelion. Avem surprize plăcute pentru voi. Îmi pare rău și pentru mama, îmi pare rău și de fratele meu Boc, îmi pare rău de toți, pentru că vine mult de scandaluri, îmi pare rău și pentru Stică. Pentru că aici iată multe scandaluri. Pentru că se agită și ăla, și ăla, și vorbesc acum, ce să le fac eu? Dar ce aș dori eu, să mă lasă liniștită, cum eram până acum. Să mă lasă liniștită, că pot să mă descurc. Cum am descurcat până acum atâția ani de zile, mă descurc și acum. Dacă ei se ofere să plătească pentru mine, lui Leo să plece din casă și să-și ia un apartament, să aducă două, trei femei cum vrea el, e mai bine dacă mă ajută, dacă face gestul ăsta. Atât de cer, dacă poate să facă așa ceva pentru mine. Dacă nu m-a ajutat pe mine când trebuia, să mă ajute acum, măcar să fiu liniștită, nu? Bun, prieteni, nu le cer nimica. Închidem filmarea și ne vedem mâine cu pregătirile pentru Revelion. Și cu Revelionul, de fapt, că mâine e Revelionul. Vă dorim la mulți ani tuturor și vă mulțumim pentru tot. Și foarte multe surprize vreau să vă fac. Ne vedem mâine, vă pupăm și vă dorim o seară plăcută. O seară plăcută tuturor și un an fericit la toată lumea. Bun, Albina! Subscribe la Alex! Salut, Alex! Pe YouTube! Albina de la Strehaia! Nu mai am ori filmare pentru că vreau și eu să particip. Copiii ăștia, dragi prieteni, vă rog frumos! Zici și tu, Albina! Vă rog frumos din suflet! Nu vă mai abonați la contul lui Anca de la Strehaia! Haia! Abonați-vă la Albina de la Strehaia și Alex de la Strehaia! Vă rog, vă implor! Că vor și ei abonați! Nu mai să scap eu de copiii ăștia să aibă abonați! Vă rog frumos, vă implor! Nu vă mai abonați la mine, ci vă abonați la ei. Hai, da? Vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută. O seară plăcută tuturor. Vă pupăm. Vă pupăm.